trei aleși din județul Sălaj au demisionat din funcțiile politice. Liviu Balint, Dan Ghiurco și Ionel Ciunt nu mai fac parte dintre actualii consilieri județeni. Liviu Balint, președintele UNPR Sălaj și directorul Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, a demisionat din funcția de consilier județean și din funcția de lider al grupului de consilieri județeni ai UNPR Sălaj. Deci demisia mi-am dat-o din funcția de consilier județean, ales în Consiliul Județean Sălaj la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Motivele sunt personale. Nu țin cotinții de o funcție politică sau funcție aleasă. Așa am considerat și sunt mai multe motive pentru care am înaintat demisia. Să știți că partidul rămâne unit, persoanele pe care le-am desemnat sunt niște persoane competente și care vor face față cetățenilor județului Sălaj, le vor apăra interesele atât ale cetățenilor și cât interesele județului. Ionel Ciunt și Dan Ghiurco au demisionat din funcțiile de consilieri județeni în condițiile în care au fost aleși primari ai Zalăului și Jiboului. Locul lui Liviu Balint în Consiliul Județean va fi luat de președintele tineretului UNPR Sălaj, Valentin Big, iar cel al primarilor amintiți mai sus urmează să fie ocupate de pesediștii Olimpia Pocol și Alexandru Borna.